Cunoscutul om de cinematografie, Francis Munteanu, a fost comemorat acasă, la Vețel. O întâlnire emoționantă, in memoriam, la 100 de ani de la naștere. A fost prezent actorul Costel Băloiu, interpretul îndrăgitului personaj Pistruiatul, din serialul cu același nume. Au venit numeroși oameni de cultură și artă, reprezentanții ai Consiliului Județean și locuitori ai Comunei Vețel. Manifestarea de evocare de la Vețel a fost un adevărat omagiu dedicat omului de film și scriitorului Francis Munteanu. Evenimentul s-a bucurat de prezența autorităților locale și județene, oamenilor de cultură hunedoreni, precum și localnicilor. La comemorare a venit și Costel Băloiu, cel care cu zeci de ani în urmă a jucat în filmul în care s-a identificat cu personajul principal, Pistruiatul. În primul rând, distanța este mare. 51 de ani, sper că ați văzut cum arăta. Și apoi, da, poate că mai îmi vine așa regretul că se putea mai mult. Și dacă aș fi încercat și acum zic și eu aș fi ajutat, poate că era mult mai bine. Nu regret asta nimic, așa cum să fie. Viața merge înainte, sunt cel puțin încântat că primul ăsta va rămâne evărășor. Și mai rău este că toți cei buni, dar mă refer aici la mine, sunt adulați și, mă rog, după ce am murit. A fost o adevărată sărbătoare în Vețel. La Căminul Cultural a fost prezentat și un stand cu cărți scrise de Francis Munteanu, pictură și evoluții muzicale. Plecat din Vețel la București, Francis Munteanu s-a remarcat în domeniul filmului și literelor. A obținut numeroase premii naționale și internaționale. Mi-a plăcut să mă implic să-i ajut pe cei de la Vețel, mai ales că era vorba de un regizor care a făcut filme ce ne-au marcat copilăria. În cazul ăsta, Pistruiatul, foarte mulți din generația mea, plus minus, au cunoscut acest film, au cunoscut comedii, Buletin de București, mă rog, mai multe serii din creația lui Francis Munteanu, cel care s-a născut la Vețel în urmă cu 100 de ani, mai precis pe 9 aprilie 1924. Și mi se pare un gest frumos din partea celor de la primăria din Vețel, că l-au comemorat astfel și mai mult decât atât au ținut să invite și au reușit să invite chiar pe cel care a jucat rolul principal în Pistruiatul, Costel Băloiu, care a venit la Vețel, a fost foarte nostalgic, amintindu-și de tinerețea lui, amintindu-și că își reproșează că nu a continuat în sensul că să studieze pentru a deveni actor, dar a fost un moment plăcut și eu mă bucur pentru ce au reușit cei de la primăria din Vețel. Cei prezenți au putut urmări filmul Pistruiatul și au ascultat un program muzical. Intră de vreme. Bună ziua! Realizările omului de litere și film, Francis Munteanu, au rămas ca o moștenire în memoria colectivă a oamenilor acestor locuri de pe Valea Mureșului.